Grupare de traficanți de droguri destructurată în capitală. Polițiștii antidrog și procurorii DIICOT au descoperit o grupare care distribuia heroină și substanțe psihoactive în zonele în care locuiau oameni fără venituri sau cu antecedente penale. Gruparea a fost destructurată după 10 percheziții în sectoarele 2 și 5 din București. Polițiștii au ridicat 30 de grame și 28 de bile de heroină, o pungă și diferite cantități vărsate de praf susceptibile a fi noi substanțe psihoactive. Au mai fost ridicate 10 comprimate de metadonă, 2 grame de cannabis, 8.150 de lei și peste 4.300 de euro. De asemenea, au fost confiscate seringi hipodermice, telefoane mobile și cartele SIM, un card bancar, diferite materiale și recipiente folosite la ambalarea și porționarea drogurilor și noilor substanțe psihoactive. Pe parcursul celor 4 luni de instrumentare a cauzei pentru conturarea probatoriului, polițiștii antidrog și procurorii DIICOT au prins 10 de oameni în flagrant delict. Persoanele bănuite au fost prezentate procurorilor DIICOT, care au dispus reținerea a 11 dintre acestea. Ulterior, instanța de judecată a dispus arestarea lor preventivă pentru 30 de zile pentru trafic de droguri de mare risc, trafic de droguri de risc și constituirea unui grup infracțional organizat.